Ministerul Justiției va realiza în județul Buzău două obiective importante. Este vorba despre un nou sediu pentru judecătoria Buzău, ce urmează să fie construit pe terenul fostei maternități și înființarea unui penitenciar pe structura unei unități militare dezafectate, la Unguriu. Terenul pentru judecătorie a fost transferat de Consiliul Județean Ministerului Justiției, instituție ce se va ocupa de toate procedurile și lucrările, inclusiv de finanțare. Terenul nu mai este în proprietatea Consiliului Județean Buzău, este în proprietatea Ministerului Justiției. La nivel de Minister de Justiție, cu siguranță ce vă pot eu spune, că s-au găsit fondurile necesare ca să se construiască o nouă judecătorie, toate procedurile care le fac domniile lor, mă refer de proiectare, execuție, se fac la nivelul Ministerului Justiției și probabil, și nu probabil, cu siguranță, la nivelul companiei naționale de investiții. În ceea ce privește viitorul penitenciar de la Unguriu, demersurile sunt în fază avansată, iar paza clădirilor și terenului fostei unități militare a fost preluată de Ministerul Justiției. S-a preluat o unitate militară din comuna Unguriu, ca în acea localitate să se construiască un penitenciar. Deja și acolo predarea, primirea a fost făcută. Cei de la Agenția Națională a Penitenciarilor fac, paza la acea clădire, pentru că nu numai la clădire, și la teren în general, și acolo s-a găsit finanțare și din informațiile care le am, în această primăvară vor începe, lucrările. Astfel, închisoarea de la Unguriu este un obiectiv ce va fi realizat în perioada următoare. Consiliul Județean a vrut să se asigure că și în privința sediului pentru judecătoria Buzău, lucrurile vor merge așa cum trebuie. Așa că în actul prin care a fost cedat terenul de pe Bulevardul Gării, a fost stipulată o clauză potrivit căreia suprafața respectivă ar urma să revină în patrimoniul județului, în cazul în care, în următorii 3-4 ani, nu va fi începută construcția.